Bună seara, stimați telespectatori. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune a emisiune Euroagricultura, stimați agricultori. Sunt Vasile Vancea și am să vă dau cele mai noi informații în ceea ce privește agricultura, în ceea ce privește tehnicile noi de exploatare a terenului, tehnicile noi care apar din Uniunea Europeană și de care trebuie să ținem cont. Stimați telespectatori, așa după cum am fost învățat, v-am învățat în fiecare misiune. În primul și în primul rând, o să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce e frumos ochiului, ceea ce ne face să fim mai buni, florile. Marea majoritate dintre noi, cei care avem un suflet nobil, avem flori pe care primăvara, când se poate, le punem afară în jardiniere, le punem pe balcoane, ne înfrumusețează apartamentele și, de ce nu, și casele. În această perioadă, fiind o perioadă de iarnă, toate florile au fost depozitate înăuntru, în camerele noastre, care au avut posibilități și am văzut că au fost care au și posibilități și au făcut micuțe sere unde își păstrează florile peste iarnă. Datorită climatului din încăperile noastre pe care nu le putem aerisi în fiecare zi, o oră, două, pentru că, vedeți, noastră giga calorie e foarte scumpă și gazul nu mai se scumpește, au apărut foarte multe probleme cu florile. În primul și în primul rând, dacă noi o să mergeți acum unde aveți noi o să puse florile, la lumină sper, o să vedeți că pe lujerii de creștere, pe vârfurile de creștere ale florilor au apărut păduchi. Aceștia pot fi de două feluri, păduchi verzi sau păduchi cenușii. Acești păduchi înțeapă planta și succeva. Automat o să vedeți o mică ofilire a frunzulițelor din vârful creșterii ramurilor sau de ce nu alăstarilor. Este un dăunător foarte periculos, dar nu atât de periculos pe cum este păducile testos. Acesta se observă mai ales pe fața frunzelor. Dacă vă uitați bine, o să vedeți câteva pete albicioase. El efectiv suge toată clorofila din frunză și dacă întoarceți frunza pe dos, o să observați un mic pufuleț Parcă este vată și acolo acest păduche nenorocit este care se combate foarte greu, să știți, foarte greu, el suge și el se va plantei. Deci vom ajunge ca să scoatem afară flori de poate mâine, ne depinde cum va decurge timpul. De fapt, la ora aceasta este chiar foarte frig la Cluj și în toată Transilvania este frig, încă nu le putem scoate afară. Acești păduc dispar dacă putem face aerisii repetate, dar nu dispar toți, rămân ouăle. De aceea o să vă dau câteva informații utile dumneavoastră cum să puteți combate atât păduchii verzi că și păduchii suri, aia care sunt un pic mai închiși la culoare. Sunt insecticide e, și mirositoare și nemirositoare. În apartamente și în camere, bineînțeles că nu o să folosim un, un insecticid care o să miroasă urât, de exemplu, cum e Nici de cum. Nu folosiți sinoratox, pentru că, soluție mă refer, pentru că miroase foarte urât și dă o stare de disconfort în întreaga casă, dacă nu în întreg apartamentul. Se poate folosi decisul, se poate folosi mospilanul, concentrațiile respective le găsiți pe pliculețe sau pe fiolele pe care ne o să le cumpărați din uh, diferite puncte unde se vând sub pesticide. Uh, este foarte urâtă floarea, să știți, care este atacată de acest păduchet, că acest păduchet, dacă dispare, acesta, prin dejecțiile sale, lasă pe respectiv o substanță dulce, îi zice roa de zahăr. Pe această substanță, se instalează automat o ciupercă urâtă. Această ciupercă trebuie combătută cu un picus de ditan. Și la ditan scrie concentrația pe pliculeț, 0,2%. Iar substanțe care să nu miroase în apartament. Cel mai greu să știți că se combate păduchile testos. De ce? El a ascuns acolo în pufulețul ăla de vată, și trebuie neapărat uh, să folosim un, un insecticid mai puternic. Se folosește actara. De exemplu, cu actara sau chiar cu mospilan, făcând tratamentul repetat la șapte zile, să știți că o să scăpați de el. Este foarte bine, este chiar foarte bine dacă folosiți și în, a, în cazul acestui tratament un fungicid. Un dăunător care apare iarăși, și noi o să îl puteți observa la frunzuliță, că încep să se încrețească frunzulițele, este păianjenul. Dacă este păianjen roșu, îl combatem foarte ușor cu un acaricid de demitant, de exemplu Nisorun sau neoron sau un mitac. Dar dacă este în calicol, cum apare să știți la vița de vie, acest păianjen se combate destul de greu și tratamentele trebuie neapărat repetate. Deci cam atât am vrut să vă spun la cei care aveți flori în apartament. Și suntem chiar foarte mulți care avem în apartamentele noastre flori pe care le punem primăvara când se poate, afară în balcon sau pe terasă, în jardiniere. Ce vreau să vă spun despre gardurile vii pe care dumneavoastră să le ați pus pe lângă casă? Este momentul, ca să le dați aspectul plăcut ochiului și să le uniformizați, este momentul când se face tunderea gardurilor vii. Dacă nu aveți un specialist care să vă facă lucrarea respectivă, care să taie perfect, este foarte indicat ca uh, dumneavoastră să vă cumpărați o farfecă de curățat gar și să puneți o altă o sfoară, să o întindeți bine și să teți gardul după sfoară, că atunci este o treabă foarte bună. O altă problemă care este la cei care au câte un pic de gazon, pentru că foarte multă lume cultivă și gazoane pe lângă casă, că este totuși chiar foarte plăcut ochiului, aceste gazoane în această perioadă, să știți, că neapărat trebuie fertilizate cu un pic de îngrășământ pe bază de azot. Acum, orică folosiți azotat de amoniu, orică folosiți urea, este chiar foarte bine, chiar dacă este un pic de zăpadă, este chiar foarte, foarte bine să dați un pic de îngrășământ, pentru că le ajută foarte mult în ceea ce privește florile. Cam atât am avut să vă spun. O să, pe moment ce noi evoluăm, evoluează temperaturile, o să vă mai dau și alte informații de care noi dacă o să țineți cont, o să aveți flori foarte, foarte frumoase în jardinere. O altă problemă care preocupă mai ales agricultorii este cultura mare. La cultura mare, la păioasele pe care noi le-am semănat în toamnă, este momentul să aplicați îngreșămintele chimice pe bază de azot. Ori este azotat de amoniu, ori este ureie. Aveți mare grijă la împreșterea îngreșământului chimic. De ce? Este foarte bine să dați cu mașina, pentru că atunci merge uniform, nu să aruncați cu mâna. Că ce se întâmplă? Aici îngreșământul merge mai mult, într-un loc, într loc merge mai puțin, într-un loc deloc. Și o să aveți surpriza că, în momentul când o să înceapă plantele să crească puternic, o să vedeți că ele sunt verde, închis, 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 închis și când dă spicul uh, o să. Vedeți că o să apară fenomenul de cădere a plantelor, că sunt jos pentru că -ă, tulpina este subțire, paiul este subțire, îl forcează să crească, nu o să le puteți recolta, deci mare atenție cum administrați îngrășămintele chimice pe bază de azot acum primăvara. Că următoarea lucrare care o vom face va fi, bineînțeles, ierbicidatul și este foarte bine să folosiți atunci un ierbicid, o substanță care să da și erbicidul și un fertilizant foliar. Pentru că, după cum am văzut și cum v-am mai spus, îngreșelimile foliare văd ca un efect și un randament deosebit. Stimați agricultori, umblând zilele acestea pe, pe terenuri, ce am observat? O greșeală pe care v-am spus-o și în alte emisiuni la începutul anului trecut. Multă lume duce gunoi de graft. Numărul de animale numărul de animale a scăzut mult. Scăzând numărul de animale, bineînțeles, și cantitatea de gunoi de graj este puțină. Deși gunoiul de graj, să știți că este lege, legea pământului. El face cel mai bine la teren, la toate, toate culturile. Inclusiv la fânese, inclusiv la pășuni. Dar nu mai sunt așa mari cantități de gunoi să administrăm și pe, fânețe și păpășuni și de aceea îl vom da numai la culturile prășitoare, probabil. Greșeala care se face este că se duce gunoiul de graj pe câmp și se împrăștie. Nu! Dacă împrășteați gunoiul de graj acum așa raspăstă două-trei săptămâni, o să pierdeți întreaga cantitate de azot din gunoi pentru că gunoiul este un îngrășământ complex, natural, are azot, are fosfor, are potasiu, iar razele soarelui ultraviolete, să știți că automat fac ca să se piardă uh, azotul, pentru că este volatil, să pierde din el. Și efectiv, pierdeți azotul din gunoi. Deci, lăsați gunoiul în gremezi mai mari, iar cozii două, înainte de ara sau chiar în ziua când arați, atunci nu împrăștieți și îl băgați automat sub rază pentru a-și face efectul scontat. După cum am văzut, să știți, stimați agricultori, starea de vegetație a culturilor de toamnă, apoioaselor pe care le-am în toamnă, este excepțională. Exceptând locurile unde a fost terenul mai denivelat și s-au adunat câteva mici cantități de apă, dar o parte din dumneavoastră a făcut foarte bine că ați ajutat atunci la evacuarea apei, culturile se prezintă foarte, foarte bine. Mare majoritatea culturilor, să știți că sunt înfrățite, au deja 3-4 frați și sunt foarte, foarte bine dezvoltate. Cei care ați dat îngreșăminte în primăvară, în toamnă când ați pregătit și ați făcut însămânțarea, ați dat îngreșământul sub razdă, să știți că aveți niște culturi extraordinar de reușite. Un verde închis, abia așteaptă acum temperaturile un pic mai ridicate să explodeze în creștere. Stimați agricultori, una din lucrările de bază, și de fapt știe toată lumea, care se face acum sunt intervențiile în pomicultură. Dar până să trec la intervențiile în pomicultură, la tăierile din pomicultură, vreau să vă dau câteva informații despre cei care se ocupă cu cultivarea legumelor. Marea majoritate deja au cei care produc răsaduri și produc răsadurile pe răsanițe, după vechea metodă a legumicultorului, Deja aveți pregătite răsanițele, știu, ramele sunt puse. O, ce vă dau un sfat? O informație foarte utilă. V-am mai dat-o, dar mă simt nevoie să vă mai dau. Pentru că dacă mergeți noastră acum pe câmp, observați foarte, foarte, foarte multe grămezi de cârtiță. Pământul pe care cârtița îl scoate la suprafață este foarte bun să-l puneți deasupra mălegarului, cum ziceți noastră, și acolo să faceți însămânțarea semințelor de legume este foarte bun, nu conține, să știți că nu conține buriene, nu face crustă la udare și este un pământ foarte fertil. Dacă noastră puneți ăla într-un strat de 4-5 cm perfect peste gunoi, veți obține un răsat extraordinar de bun într-un pământ foarte, foarte util. Mare atenție, estimați legumicultori, de unde cumpărați semințele de legume. V-am mai spus și anul trecut și vă mai informez și acum. Cei care ați avut roșii, tomate, mai ales foarte frumoase, dar au apărut niște pete, bruni, au început să putrezească. Să nu, nu din, din fructul pe care noastră luați, pe plantă. Este antragnoza, este o boală foarte, foarte, foarte urâtă la roșii, care se menține, să știți, în sămânțuca micuță pe care noastră ați recoltat-o. Planta crește, se dezvoltă foarte, foarte frumos, crește mare, viguroasă, dar în momentul când apar primele inflorescențe și, deci chiar primele fructe, atunci se văd simptomele ei. Și o să aveți mari probleme, o să cheltuiți foarte mult cu substanțe de combatere a bolii respective și să știți că nu o puteți combate antragnoza. Din moment ce ea merge din sămânță, este în seva plantei, nu o să o puteți combate și o să aveți pierde. Și păcat de munca noastră. Sunt acum semințe în unele magazine specializate, și pe această cale chiar rog cei care au semințe de legume, semințe de porumb, semințe de trifoi, de lucern, care produc, care comercializează semințele, să dea neapărat certificate de calitate. Uitați-vă, neapărat trebuie să aibă un certificat de calitate unde scrie germinația, puritatea, ca să știți, dacă are germinația de 90%, trebuie să țineți cont să faci să cu 10% mai mult dacă are puritatea 80% vede sau 90%, iar să țineți cont de ce cantitate de sămânță cumpărați. Noastră știți ce cumpărați, toată iarna v-ați gândit la ce structuri de legume o să puneți, cele care au fost, v-au adus profit anul trecut. Sunt aici, o să vă ajut, indiferent cu orice probleme în legumicultură, în combaterea anumitor boli, în simptomatologia anumitor boli și dăunători o să vă recomand substanțele cu care și eu am lucrat 30 de ani și pe care le cunosc destul de bine, deși în ultima perioadă au apărut substanțe noi, cu denumiri noi, dar nu această problema. Important este să aibă substanță activă pe care noastră de care nu o să țineți cont. Nu o să vă spun eu substanțele active, dar o să vă indic substanțele cu care să combateți anumite boli, substanțele cu care să combateți anumiți dăunători. Este foarte bine dacă se încălzește un pic vremea și ați văzut că aveți dăunători în sol, aveți vierme sârmă, aveți anumite boli, să se poată face o dezinfecție, cei care au posibilitatea să facă dezinfecția terenului o să vă spun cum o să o face, cum puteți să o faceți. Deocamdată este prea devreme. Că dezinfecția, practic, o facem cu câteva zile înainte de plantarea răsadurilor. Cam atât am vrut să vă spun despre legume. Și acum să vă spun mai mult despre viticultură, nu vă spun în absolut nimic. Pentru că datorită temperaturilor scăzute, vedeți, noastră, avem minus 9 grade, minus 10 grade, deocamdată lăsăm vița de vie în pace îi dăm pace până ce temperatura mai crește. Probabil săptămâna viitoare, după cum ne spun meteorologii, o să crească temperatura și atunci o să facem primele intervenții de tere și în viticultură, care sunt obligatorii. Și o să vă spun de ce să țineți seama de soi, de hibrid, cum o să o tați, cep, la cordiță, astea toate la momentul oportun. În momentul de față, una din cele mai importante lucrări care se face în pomicultură este tăiile, sunt tăierile de fructificare, tăierile de formare a coroanei. Dar până să ajungem la tele de fructificare, vreau să vă mai dau câteva sfaturi în ceea ce privește cum vă cumpărați, de unde vă cumpărați, ce trebuie să conțină un puiet dintr-o specie pe care noi vreți să o puneți, orică e măr, orică e păr, orică e prun, ca aici, cireș, viș, nu are importanță dacă noastră vreți să-l plantați acasă. Mai ales că în zilele noastre foarte multă lume începe să îmbine utilul cu plăcutul. Da, avem o casă frumoasă, avem undeva o cabană extraordinar de frumoasă, și ne place să punem acolo un pomișor. Orică punem un prun, orică punem un măr, orică punem un păr, n-are importanță. Foarte important este de calitatea materialului pe care dumneavoastră vreți să-l plantați. Dacă dumneavoastră vreți să plantați semințoase, ceea ce înseamnă măr, păr, sau sâmburoase, prun, cireș, vișin, mare atenție în primul și în primul rând la locul unde dumneavoastră veți amplasa acești este foarte important. Să nu fie terenul măștinos, în primul și în primul rând. Să nu fie terenul uh, foarte bolovănos. Nici asta nu le place la nicio specie pomnicolă, Să fie terenul cât mai bine luminat. De deci, să aibă o expoziție sudică. Nu dacă am făcut undeva un foișor, îl pun într-un dos, uh, să știți că o să aveți numai creșteri și nu o să fructifice. Lucru care nu o să vă placă. De ce vă spun, stimați, spectatori despre puieți, atât și insist pe puieți? Pentru că nu sunt deloc ieftini. Și furtuna care a tăvălit România din 90 până în zilele noastre, să știți că s-a resimțit foarte, foarte mult și în ponicultură. Au dispărut livezile, au dispărut pepinierile. Nu mai avem încredere în puieții pe care noi îi întâlnim pe piață. Oare sunt de calitate? Nu sunt de calitate. De aceea. Stimați telespectatori, când mergeți în piață sau au rămas câteva pepiniere care produc puie sau de regla pepinieră, a rămas în zona Alba Iulia, a rămas în zona Bistița, sunt pepiniere foarte serioase care produc material de plantat de calitate. Totuși, totuși, mare atenție cum alegeți puieți. De aceea vă spun clar, mergeți în piață, vreau să-mi cumpăr un năr. În primul și în primul rând mă duc la cel care vinde puieții și domnule, vreau să cumpăr un măr. Un măr. Să știți ce soi doriți. Soi de vară? Soi de toamnă? Soi de toamnă. Și să-i respectiv, respectivului, te rog frumos să-mi dai un măr de un clar alb, pentru că acestea sunt primele mere care se coc sau noastră, roșu. iar sunt primele mere care se coc, sunt merele noastre de vară. În primul și în primul rând uitați-vă la puietul respectiv. Obligatoriu, Trebuie să știți că trebuie să aibă etichetă. Și noastră, când cereți, Domnule, vreau, nu să știți. Domnule, vreau să pun cinci pomișori, de talie mijlocie, să zic așa, până la un metri jumate să-mi Este foarte important portatoiul pe care este altoit soiul respectiv. Este un uh, mărg uh, sălbatic, este un uh, măr crescut vegetativ, un portatoi vegetativ, de obicei. Portalul vegetativ, ce înseamnă m, m o să vedeți, noi să scrie m 106 M109, ăștia EM, e -M, East Maling, au creșteri mai mici, dar intră pe producție e, mult, 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 mult mai rapid. Deci, după 2-3 ani, deja încep să apară fructele. Și chiar va trebui să faceți, o să vă spun, anumite corectări, anulă sau cantitate prea mare de fructe pe ei pentru a putea crește puieții respectivi. Deci, în primul rând, vă uitați dacă este tulpina dreaptă, dacă este un pic arguită, nu e nicio problemă că se bate un țăruș să îndreaptă, să aibă etichetă. Pe etichete trebuie să scrie în obligatoriul altoiul și portaltoiul și specia. Deci, este măr, soiul clar alb, altoit pe MM106. Deci, asta va fi un caracter prima lui notă. Buletinul plăntuței respective. Coborâți în jos spre rădăcină. O să vedeți acolo punctul de altoire. Punctul de altoire o să fie de fapt o gâlmă. Mare atenție! Punctul de altoire să fie uniform. Să nu fie crăpat și să fie vindecat. Practic să nu aibă acolo o ceartă din care vedem noastră că pornește plântuța și jos pornește rădăcinile. După aia, sistemul radical trebuie să fie foarte bine dezvoltat. Dacă sistemul radicular este foarte bine dezvoltat, o să vedeți că o să aibă o rădăcină mare, multe rădăcini. Înainte de plantare, va trebui neapărat, neapărat înainte de plantare, să faceți un echilibru între sistemul radicular, între rădăcini și partea aeriană. Mai ales, că o să vedeți, puieți în să aibă tale de un metru jumate, 2 metri. Unii, poate 2 metri jumate, chiar mai mare, nu e niciun fel de problemă. Dar prima operație pe care dumneavoastră o să o faceți înainte de plantare, va fi echilibru între sistemul radicular și partea aeriană. Că vedeți, noi îl punem în pământ și zic, mă, de aici trebuie să fac lucrările care le faceți în primul an după ce l-ați plantat. Îl tai la un 60-80 de centimetri puietul respectiv. De acolo se înformează primele ramuri. Și de acolo, în fiecare an, o să corect, fac tăiele de formare a coroanei, după aceea o să fac tăiele de fructificare după 2-3 ani, încet, încet. Tăiele de formare le îmbinăm cu cele de fructificare stimați de respectatori, foarte multă lume greșește la momentul plantării. Nu se plantează puieții respectivi deasupra punctului de altuire. Punctul de altuire trebuie să rămână deasupra terenului. Dacă îl îngropăm în pământ, din punctul de altuire vor da rădăcini, care să știți că cu timpul va separa planta altoiul de port-altoi. Și nu este bine. În partea superficială a terenului o să-și dezvoltă rădăcinile, o să vedeți și pomul, puietul va suferi foarte mult, fiind în stratul superficial nu va beneficia de apa care urcă prin capilaritate. Despre modul cum săpăm groapa, v-am spus, în funcție de teren. Se sapă grup de 60 pe 60, de 60 lungime, lățime, 60 adâncime sau 80 pe 80 și chiar un metru pe un metru, în funcție de teren. În funcție de teren să dau dimensiunile gropii respective. Dacă terenul este bun, groapa va fi cu dimensiuni mai mici. Cu cât terenul este mai greu, cu atât groapa va fi mai mare. Încercăm să scoatem toți bolovanii de acolo, Scoatem toți bolovanii din groapă, separăm neapărat bolovanii mai mari și chiar mici, toate pietrele și punem teren fertil adus din altă parte. Și, bineînțeles, să nu uităm de gunoi. Gunoiul pe care va trebui să-l punem la fiecare plântuță. Dar, după o scurtă pauză publicitară, vă mai dau celelalte informații cu ceea ce privește sistemul de plantare. Stimați spectatori, v-am uh, dat câteva informații, să știți că foarte importante și foarte utile pentru plantarea puieților. Dacă o să țineți cont de ceea ce vă spun eu, o să aveți un puiet care se dezvoltă foarte, foarte bine. Dacă nu, o să vedeți că puietul respectiv va tânji. Foarte multă lume m-a întrebat, domnul bun, dar de ce să vă o groapă de 80 pe 80? Să ce să fac groapa de 60 pe 60. Am mers la fața locului și am zis, stimate, prieteni, groapa asta nu trebuie făcută mai mare de 60 pe 60 sau 80 pe 80. Dacă pământul e bun, terenul e bun, nu are rost să faceți groapa de un metru pe un metru. Ce se întâmplă? Să vă explic. În momentul când plântuza respectivă, rădăcinile își dau drumul, și nu este suficient de mare groapa ca aceste rădăcini să se dezvolte, automat va da în peretele gropii, care va fi exact ca un perete de beton. Și foarte greu și mult va tânji plăntuța respectivă, până ce rădăcinile ei vor străpunde peretele gropii. De aceea, groapa trebuie făcută mai mare, ca să avem posibilitatea să se dezvolte rădăcina plantei. Ăsta este singurul motiv. Și acum cu plantele după părerea mea și experiența mea și nu numai mea și altora, cele mai reușite plantări, să știți că sunt plantările din toamnă. De ce? Iarna cade zăpada, pământul se așează, ajunge umiditatea la rădăcină. Și nu trebuie practic să udăm. Cum a fost în această iarnă, am avut un pic de zăpadă, chiar destul de zăpadă, care ne ajuta mult la plantări. Dar, dacă plantăm primăvara, că totuși foarte multă lume își plantează primăvara, că peste iarnă se gândește ce să planteze, ce nu să planteze, dacă vrea să planteze. Primăvara, să știți că se fac plantări multe și sunt chiar foarte reușite dar depinde de an, va trebui să ajutați cu apă. Și acum să vă spun exact, încă o dată și cu asta, nu o să vă mai deranjez în această primăvară cu tehnologia plantării, de ce se fac câteva greșeli și făcând câteva greșeli, să știți că plântuța are de suferit. De exemplu, am Groapa este făcută 80 pe 80. Am pus un pat de gunoi putret, peste el punem pământ, îl tasăm ușor. Nu îl batem, îl tasăm ușor. Punem iar un rând de, de gunoi, un rând de pământ, iar îl tasăm ușor. Tot așa urcăm în sus cu pământul și gunoiul până când plăntuța respectivă este exact cu punctul de altuire la nivelul solului. Deci punctul de altuire trebuie neapărat să fie deasupra solului călcă, punem planta respectivă, punem pământ, călcăm bine, bine, iară punem pământ, iară călcăm bine, bine. Trebuie foarte bine călcată planta, rădăcina plantei, atenție mare, nu cu niște bocăcioare de amare, a călcat-o și a julit pinuța, nu, se calcă în jurul plantei, foarte, foarte bine, să se pună în perfectă intimitate rădăcina cu solul. Să iasă tot aerul de acolo, să nu fie goluri de aer scălcat, eventual chiar un pic, dacă puneți un pic de pământ mai înalt decât punctul de altitudine dar nu-l tasați, ăla, pământul ăla se va așeza și mai ales lucrarea să o puteți face toamnă, bine dacă o faceți, dar acum trebuie să pus un pic de pământ și văcut ca un fel de farfurie. În momentul când plouă, apa să stea acolo, să ajungă la rădăcina plantei și se va prinde. Sigur va fi o prindere reu reușită. În toamnă v-am spus, cei care au plantat puieți, să nu uitați că se prognoza un minus 30, minus 35 de grade și şi... efectul respectiv, dar acum puteți liniști să-l puneți, să-l tăieți și de unde vă întrebați despre portal dacă este vigoros, mai puțin viguros, dar de obicei îl tem la un 60-80 de centimetri puietul respectiv, sub punctul de tăiere, vedeți pe unde faceți tăietura să într-un nou un deget, un centimetru. ca uh, mugurii din care vor fi proiectat, va fi proiectată viitoarea coroană. Uh, stimați respectatori, un lucru de care nu se ține cont de multe ori. Se face arăști sau păruitul sau se bate un par, nu să fie parul când mâna, un țăruș lângă fiecare plantă și o legăm în două, trei locuri. Iar ne să o legăm sus, jos și la mijloc. De ce? Că mai ales acasă. Și vă spun, iar din ce am văzut, din experiență vă spun, cei care au o curte mare au și un câine. Câinii mai fug, lovesc pantele respective, să culcă, să îndoare. Stimați respectatori, dacă o să țineți cont de ceea ce v-am spus, să știți că sigur o să aveți o prindere reușită la pomișorii. Deci, indiferent că i-ați plantat în doamnă, indiferent că e plantați acum primăvara, o să aveți o prindere 100%. Mai ales că prețul este destul de mărișor. Între 8 lei am înțeles, 80 de mii vechi, 120 de mii vechi, în funcție de specie, în funcție de soi, costă o plântuță. Am spus, țineți cont de unde o am plasat. Încă o dată vă punctez terenul unde o am plasat să nu fie apos. Expoziția să fie cât se poate sudică și să țineți cont de portal toi și al de specie ca să-i putem da forma coroanei, distanțele de plantare. Cu forma coroanei începem de acum, de când am făcut prima intervenție. Ori am făcut-o în toamnă și că era bine să o facem acum în primăvară și o facem acum la un 60-80 de centimetri și încă o dată vă spun, aveți mare atenție să tezi deasupra ultim mugurelui, de la 80 de centimetri, deasupra mugurelui la un centimetru, să nu te prin mugure. Păcat că mugurile respectiv să pierde. Dacă ai deasupra, imediat sub tăietura noastră vor da acei muguri, vor da creșteri care vor fi viitoarea coroană pe care o vom proiecta împreună. Și acum tot am ajuns la proiectarea coroanei. În mulți, sunt mulți care au plantat anul trecut în primăvară, deja au avut formată coroana. Mare atenție cum vă alegeți coroana. În funcție de soi, în funcție de specie mai ales, la marea majoritate se merge pe piramidă etajată, piramidă etajată răriță, fus, velt. Unele sunt buroase și numai unele sunt buroase, este bine să merge sub formă de vas. De ce? Forma de vas este exact ca o formă de vas, coroana așa va fi dirijată și o vom conduce noi din foarfecă, ca să fie sub formă de vas. Aici merge în special piersicul dacă avem și alte fructe și noi vrem să-l conducem sub formă de vas, va trebui neapărat, probabil cu timpul, să-l pune răzmător, ceea ce nu este chiar indicat să punem răzmător, deși la o producție bună, indiferent de sistemul de coroană pe care noi dirijăm plântuța respectivă, va trebui să punem răzmători. Stimați respectatori, eu de obicei indic la specia măr, indiferent de soi, și nu numai eu, și colegii mei, și ani de producție ne-au învățat, mărul, bineînțeles, cel care nu-l punem în condiții de șpalier. Deci facem o livadă intensivă, simplă, fără șpalier, fără nimic. Sau punem un pomișor la noi în grădină. De obicei mergem pe forma de piramidă, etajată, rărită, o piramidă mixtă. Aia ce înseamnă? Se face un etaj, se conducea, se mai formează un etaj, se conducea. Dar astea toate o să vi le spun în momentul optim și respectiv, când trebuie făcută intervenția. Foarte multă lume, am văzut acum și felicit pe cei care au început să facă coroane artistice. Merg mai ales la specia păr. La păr putem face coroane artistice prin câteva lucrări pe care trebuie să intervenim în perioada de vegetație. Atunci se fac uh, uh, intervenții la ramurile respective, mai ales în perioada de vegetație. Puteți să faceți, să știți, un perfect un gard. Puteți să faceți un candelabru cu două, trei brațe. Așa se poate dirija părul cel mai ușor. Este o lucrare care trebuie intervenit mai mult, dar este foarte plăcut ochiului când intri la om în curte și vezi un păr excepțional. Are o formă de coroană mai deosebită. Mă rog frumos. Fiecare cum poate. Stimați de respectatori, și acum pentru că tot am povestit de tăieri, o să încep cu tăiele de fructificare. La pomii fructiferi se fac mai multe intervenții ca să avem un schelet puternic să se garnisească toate ramurile de rod, să se mențină cât mai mult viața ramurilor roditoare, să asigură o viață cât mai lungă pomișorului respectiv, să nu intrăm în periodicitate de rodire. Deci toate acestea sunt câteva elemente de care trebuie să ținem cont atunci când facem tăierile de fructificare la pomii fructiferi. În primul și în primul rând, după cum mă învăța pe mine renumitul meu profesor de pomicultură, Vasile Rusu zicea, stimați studenți, prima dată înainte de a băga foarfeca într-un pomișor, stați de vorbă cu el, uitați-vă unde are fructificarea, unde au loc creșterile, cum, are, cum au creșterile, sunt creșteri, nu sunt creșteri și mai ales dacă sunt ramuri care sunt bolnave. Iar este o problemă destul de complicată, să știți. În anul 2010, cantitatea enormă de precipitații, peste 300 de litri de precipitații în două luni de zile, a avut efecte negative atât în domeniul zootehnic, cât și în domeniul vegetativ. Atât la cultura mare, cât și la pomii fructiferi, atât în floricultură, cât și la vița de vie. Au fost prea multe precipitații într-o perioadă destul de scurtă. Din această cauză, ați văzut dumneavoastră, cei care au cultivat legume sau au îmbolnăvit plantele. Cei care au cultivat de viță de vie n-au mai de cu sropitul pentru mană, dacă au mai putut face intervenții. Cei care au cultivat și cultivă livezii și mai ales care au pus pomișori în livadă, a apărut această boală foarte, foarte periculoasă, să știți, care este de carantină, de fapt. Ervinia amilovora, arsura bacteriană. Sau focul bacterian. Este o boală deosebit de periculoasă. Și anul trecut am prezentat ramuri, mai ales părul. Și această boală pleacă practic de la gutui, să știți. Gutuiul este foarte sensibil, se îmbolnăvește foarte repede și se transmite boala la pomii fructiferi. La păr și la măr. Sunt și acum, o să vedeți, ramuri pe care sunt frunzulițe uscate. Sau sunt fructe mumifiate. Acolo, sigur, este uh, acest foc bacterian și trebuie înlăturat. De obicei, se recomandă ca să fie scoasă planta afară și să fie arsă. Dar nu ne permite să scoatem planta, pentru că e păcat, mai ales dacă este chiar în plină producție. Așa că mai bine facem o intervenție de tăiere, facem un tratament cu, o să vă spun un pic mai târziu pentru a încerca să oprim această boală, care este foarte periculoasă. Dacă observăm ramuri bolnave sau ramuri care s-au rupt din cauza rodului, alea trebuie scoase afară sau trebuie scurtate până la punctul de rupere. Cei care au, au acest foc bacterian, se vede pe ele că se esfoliază, scoarța și mai sunt frunzele alea uscate și fructele mumifiate, atunci automat se scoate de la bază. Stimați telespectatori, o problemă, Pare destul de simplă, dar este o problemă foarte complicată această boală. Pentru că la noi sperăm, sperăm să primim anumite avertizări. Și am mai primit avertizări de la uh, Centrul de Protecție a Plantelor din Cluj, Napoca, de exact cum este la Cluj, este probabil și la Alba Iulia, probabil că este și la Bistrița și pe această cale chiar rog uh, șefii care se ocupă cu aceste centre de protecție a plantelor să mai trimit anumite avertizări la primăriile din localitățile unde știu că se cultivă, unde se face agricultură. Că practic avertizările trebuie date și pentru pom, și pentru legume, și pentru flori, pentru orice. Și pe această cale mulțumesc Clujului pentru că Clujul ne-a mai trimis din când în când câte o avertizare ca să o putem comunica în teritoriu. Și chiar la emisiunea Euroagricultura, le-am comunicat celor din teritoriu, oamenii au fost foarte mulțumiți și pe această cale, pentru profit de acest lucru, pentru că oamenii și-au putut combate bolile și dăunătorii, mulțumim celor care patronează Transilvania Channel, pentru că au menținut această emisiune, care este foarte utilă în noastră, prin care noastră o să primiți la un moment dat, o să vedeți, o să, ne, o să fim în direct, o să mă întrebați cu ce să combat anumite boli, anumiți dăunători și spre surprinderea mea și mulțumirea mea sufletească, a avut un efect foarte, foarte bun. Mergem mai departe cu pomii fructiferi. V-am zis că trebuie să mi zicea profesorul meu de pomicultură, acum câțiva ani buni, de când am terminat facultatea, îmi le stai de vorbă cu pomul. Da, am văzut o ramură frântă, o scot afară, am văzut o ramură bolnavă, o scot afară. Și mai ales, uitați-vă, în prim, anul al doilea, alegeți din cele 3-4 rămurele, ramuri care s-au format, mențineți axul și dați forma de coroană pe care mi-o să o doriți. Dacă vreți să faceți o piramidă etajată, perfect, lăsați un ax, două, trei ramuri laterale, le scurtați și dați parte să crească. Iarăși, la anul viitor, mai formăm al doilea etaj, tot așa. Dar la tele de fructificare, ce trebuie să fiți foarte, foarte atenți? Este foarte simplu. Este foarte simplu ramurile mai groase, care vedeți nu o să cresc interior și sunt. Când ramuri crescute interior, sunt lăstarii lacom, sunt ramuri care se suprapun. Întotdeauna nu lăsați două ramuri să se suprapună, scoateți-o pe cea de la bază, lăsați-o pe aia mai deasupra pentru că e mai tânără. Și deci am întrebat cineva zile trecute, domnule, bun, teri de fructificare, dar teri de fructificare e și terea de regenerare. Și am dat, știți ce de regenerare. Și domnul, să intervine, da, domnul, să taie mai gros, da. La pomii bătrâni se fac tăieri de regenerare. Mare atenție și la acolo. Unde lăsați, unde faceți tăieri, acolo se intervine în lem mai bătrân, ramuri mai bătrâne, de 2, 3, 4, 5 ani. Și am uitat să vă spun un lucru care, de fapt, stă la baza tuturor tăierilor, atât din cultură, cât și din pomicultură. Să știți, stimați spectatori, că întotdeauna, în... Natură, înflorește și fructifică, mai fructifică, lemn de un an crescut pe lemn de Acum că dumneavoastră cunoașteți că ei zice vatră de rod, bursă de rod, micea nu e lușă, sunt ramuri fructifere care înfloresc anul la dau rod, sunt ramuri refloriferi, care numai anul viitor. Acestea toate încet, încet, dacă noastră, prin experiența noastră, o să mă o să vă spun, v-am și arătat mugurii, de, lăstarii de rod, cum arată, este foarte, foarte important să țineți de Deci, în natură, orice fructifică, lemn de un an, pe lemn de doi ani. Bine, acum s-au făcut anumite soiuri noi. De exemplu, Ionatanul nostru tradițional fructifica și post Deci, pe creștere de un an, pe lemn mai bătrân. Îl vedeți o și acolo în vârf e un mugure mare. Și ară mai trebuie să țineți cont de un singur lucru. La semințoase, deci măr, păr, gutui, întotdeauna mugurile din vârful ramurii este mugure florifer. La semințoase, la sâmburoase, nu. Este mugure vegetativ. Asta e o regulă. Dacă noastră țineți cont, este foarte bine. Și deci, păi, domnule, dacă tai din ramura asta de 60 de centimetri, tai 20 de centimetri, pierzi rodul. Nu, pierzi rodul anul ăsta, dar pe partea care nu a făcut mugure de rost, să știți că va diferența mugure de rost. Iar este foarte important să știți că poziția orizontală este o poziție care favorizează dezvoltarea mugurilor de rod. Și uitați-vă noastră, legați două să aduceți-le la poziția orizontală să vedeți ca în viitor să efectiv să umple de muguri de rod. Ce se întâmplă? Forțând fructificarea acestor ramuri, aducându-le la poziția orizontală, veți epuiza omul respectiv. Se epuizează. De aceea, îi dăm pace, crește el natural, fructele care se cresc pe rămurica respectivă, vor trage ele încet, încet ramura la o poziție orizontală. Deci, trebuie să țineți cont de câteva aspecte foarte importante de la tăiere ramurile care cresc interior, lăstarii la care cresc în poziția verticală din diferite, de pe diferite ramuri, ori trebuie scurtați, ori trebuie scoși. Atenție la uh, vârful ramurilor. Dacă o să vedeți niște puf alb, așa pe 1 cm, 2 cm distanță, să știți că acolo este făinare, este o boală. Și de obicei se scurtează toate vârfurile de creștere cu o treime nu interveniți mai mult. o treime se garnisește întreaga ramură cu mugure de rod. foarte important este să știți că sunt, în acest moment sunt aceste tăieri de fructificare. Pentru că și în timpul verii, mai intervenim, v-a spus, mai ales pentru coroanele artistice, pentru forme, formele artistice, cu ciupiri, cu depărtăm vârful starelor anumite ramuri, dirijăm cum vrem noi, mai legăm cu ață, mai punem un bețișor ca să-i dirijăm rambra pentru a face o coroană artistică. Dar aceste teri de fructificare sunt cele mai importante în viața unui pomișor. Și v-am spus de ce, în primul și în primul rând, dacă lăsați o cantitate mare de, de fructe pe ramuri, s-ar putea să intrați în periodicitate de rodire. adică ce înseamnă? Anul ăsta face multe fructe, anul viitor nu face. Depinde și ce dați dumneavoastră, bineînțeles, pomișorului respectiv de mâncare. Dacă îi dați de mâncare, puneți gunoi de graj, este chiar foarte bine cei care aplică gunoi de graj și sapă în jurul pomilor, de obicei ar trebui terenul săpat în jurul lor. Și acum să vă spun una dintre greșelile care s-au făcut iar. Distanța dintre pomi, mai ales mă refer și spre bucuria mea, vă spun că în multe zone din Ardeal și din Transilvania au început să își facă mici mici ferme pomicole, un hectar, două, trei. Avem și în zona, zon, zona Dejului, de exemplu, la Unguraș, cineva a făcut trei hectare jumate particular, deci nu mă refer la ferme mari. Iar în zona Dejului, niște italieni au investit și au plantat peste 35 de hectare de uh, pom fructiferi în sistem super intensiv, numai pe tipul spur. Deci, ăia sunt pom care cresc la 2 metri, 2 metri jumate, îl tai, sunt puși pe sârmă, ramurile de rod sunt până în 5, 6, 10 cm. și acolo... se Face toată, toată producția. Este într-adevăr o treabă extraordinară, dar nu cred că putem fiecare noi, cei care punem acasă, să punem 3-4 merișori de ea, pentru că ce se întâmplă? Sunt foarte insensibili la boli și la odonător. Se fac foarte, foarte, foarte multe tratamente. 10-15 tratamente pe an. Mult. Să dai și îngrășăminte chimice. Mă rog, nu putem noi să facem asta. Dar, spre bucuria noastră, știți noastră, cei care își plantează un pomișor acasă, au pentru nepoței, au pentru copii, au pentru familie un fruct proaspăt. În primul și în primul rând, tăierea are și rolul de a ventila coroana. Deci aerul se intre în interiorul coroanei, ca să nu se îmbolnăvească. Este foarte, foarte important acest lucru a coroana să fie aerisită. Este foarte important pentru a avea fructe de calitate. Și așa cum am mai prezentat și o să vă mai prezint și în alte emisiuni, foarte important este ca fructul respectiv să fie corespunzător soiului respectiv. Dacă sunt făcute tele corect, fructele au lumină, se colorează, colorându-se, acumulează în ele toate substanțele necesare pentru păstrare. Pomișorul respectiv va avea o perioadă mai lungă de viață și va fructifica și noi să veți fi foarte, foarte mulțumiți. Mai ales că au început foarte mult foarte mult, să nu mai punem tot felul de arbor decorativ, ia să punem un pomișor fructifer în colțul casei, într-un loc, în altul. Au început să pună arbuști fructiferi. Dar în o ediție următoare o să vorbim despre arbuști fructiferi, despre felul cum îi plantați. Nu sunt pretențioși. Cum nu sunt pretențioși, nici pomii fructiferi. Dar despre toate acestea în o altă ediție. Vă mulțumesc pe data viitoare!